Ție-ți place să lucrezi de la 9 la 5? Și dacă vrei să tragi un pui de somn în mijlocul zilei sau să mănânci un prânz prelungit și liniștit și apoi să te întorci la lucru, ce ar spune șeful tău? Important e ca munca să fie făcută, conform cerințelor și fără întârzieri. Este mai puțin important când și cum o faci, nu-i așa? Totuși, câți dintre angajatori le permit angajaților să-și adapteze programul după nevoile lor reale? Make It Work. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Servus! Eu sunt Ioana Sabo și vom vorbi astăzi într-un nou episod Make It Work despre cum cronotipul ne poate influența performanța la locul de muncă și cum putem să ne adaptăm programul pentru a fi cât mai eficienți. Cronotipul reprezintă tiparul nostru natural de somn și energie pe parcursul unei zile. Fiecare persoană are momente diferite în care se simte mai energică sau mai obosită, iar acest lucru este determinat biologic. Există 4 mari categorii de cronotipuri. 1. Cronotipul ursului. Este cel mai comun cronotip, aproximativ jumătate dintre oameni având acest tipar de somn. Dacă ești un urs, te trezești de obicei între 6 și 8 dimineața și mergi la culcare între 10 și 11 seara. Ești cel mai productiv între 10 dimineața și 2 după amiaza aproximativ. De exemplu, într-un job de birou, ai putea programa ședințele și sarcinile importante în acest interval, iar după amiaza să-ți iei o pauză pentru a te energiza. 2. Cronotipul leului. Leii sunt cei care se trezesc foarte devreme, între 5 și 6 dimineața și se culcă la fel de devreme, între 9 și 10 seara. Sunt extrem de productivi între 7 dimineața și prânz. Dacă ești un leu, ai putea profita de acest lucru făcând exerciții fizice sau rezolvând sarcinile dificile la primele ore ale zilei. Un exemplu ar fi un antreprenor care își începe ziua cu o ședință de brainstorming la 7 dimineața. 3. Cronotipul lupului. Lupii sunt cei care funcționează cel mai bine seara. Se trezesc în jurul orei 9-10 dimineața și se culcă între 12 și 1 noaptea. Perioada lor de maximă productivitate este de după amiaza târziu și între 5 și 10 seara. Dacă ești un lup, ai putea lucra în domenii creative sau în IT, unde programul flexibil îți permite să fii productiv în acest interval. 4. Cronotipul delfinului. Delfinii nu au un program fix de trezire sau de somn. Productivitatea lor variază, dar de obicei sunt mai activi în cursul dimineții târzii sau după amiezii de vreme. Dacă ești un delfin, te-ar ajuta mai mult un loc de muncă flexibil unde îți poți ajusta programul în funcție de momentele când te simți cel mai bine. Pentru a atrage performanțe maxime, ar fi util să ne structurăm ziua astfel încât sarcinile care necesită mai multă concentrare să fie rezolvate în momentul optim indicat de cronotipul nostru. În același timp, trebuie să ne iertăm atunci când performanța noastră scade în afara acestor ferestre de timp. Prin înțelegerea și respectarea propriilor ritmuri biologice, putem optimiza eficiența personală și contribui la bunăstarea noastră generală. Experții în somn arată că este mai sănătos să-i permiți ceasului biologic să se sincronizeze cu orele de lumină naturală, decât să-l forțezi să se trezească cu noaptea în cap. Un alt studiu efectuat în rândul a 10.000 de angajați ne arată că aproximativ jumătate dintre cei cu program de 8 ore pe zi lucrează realmente doar jumătate din acest timp. Restul zilei o petrec pe internet, pe social media sau în pauze de cafea. În mod evident, liderii tradiționali privesc cu neîncredere și ușor dispreț aceste inovații. Cum adică să nu vii la birou la 9 dimineața? Cum să vrei flexibilitate și respect față de ritmul tău natural? La muncă, nu la plimbare. Un studiu publicat în revista Nature demonstrează modul în care cronotipul este legat de ritmul circadian și cum poate influența performanța. Cercetătorii au examinat efectele de sincronie, diferențe în performanță între momentul oportun și cel neoptim al zilei, în funcție de cronotip, și-au arătat că cei matinali pot fi mai atenți și mai eficienți în sarcinile dimineții, în timp ce nocturnii sunt mai creativi seara. Matinalii au demonstrat însă un nivel de concentrare mai constant de-a lungul zilei. Participanții la studiu au completat un chestionar și au fost testați în două sesiuni diferite, și dimineața și seara, pentru a le fi evaluate atenția vigilentă și controlul executiv. Rezultatele au arătat că sincronizarea activităților cu propriul cronotip poate îmbunătăți performanța, demonstrând astfel importanța adaptării orarului personal la ritmul nostru biologic. Dar dacă tot l-am menționat, trebuie să vă spun mai multe despre ritmul circadian. Ritmul circadian și cronotipul sunt amândouă elemente legate de modul în care corpul nostru gestionează timpul, însă se referă la lucruri diferite. Ritmul circadian este ceasul intern al corpului nostru, care ne spune când să ne trezim și când să mergem la somn. Acesta este influențat de lumina zilei și de întunericul nopții. De exemplu, dimineața, când răsare soarele, corpul nostru începe să producă mai multă energie pentru a ne ajuta să ne trezim. Pe de altă parte, cronotipul definește momentele zilei în care suntem cel mai activi. Unii oameni sunt păsări de noapte și se simt plini de energie seara târziu, având dificultăți în a se trezi dimineața de vreme. Alții sunt matinali, se trezesc ușor la răsărit și se simt obosiți de vreme seara. Cronotipul este influențat de ritmul circadian, dar și de genele noastre și de stilul de viață. Deci, în timp ce ritmul circadian este ceasul nostru intern care ne spune când să facem anumite lucruri, cronotipul ne arată când preferăm să facem aceste lucruri. În timp ce ritmul circadian poate fi antrenat prin respectarea unui program strict, cronotipul este mai greu de schimbat pe termen lung. Să ne amintim totuși că ziua de lucru, așa cum o știm noi, cu muncă de dimineață până seară, a fost instaurată în secolul XVIII. Poate că a venit timpul să ne întrebăm dacă merită să continuăm în stilul acesta. Soluția probabil este undeva la mijloc. Un echilibru între inovație și tradiție, între flexibilitate și disciplină, între respectul pentru individualitate și nevoia de coeziune și eficiență în echipă. Până la urmă, toți ne dorim același lucru, să mergem la serviciu, nu la scârbiciu, nu-i așa? Sper că și azi v-am fost de folos cu acest episod Make It Work, realizat în parteneriat cu MedLife, cea mai mare rețea medicală privată din România, care susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în țara noastră. Împreună cu MedLife, prin tot ce facem în proiectul Hacking Work, podcast, newsletter, articole de blog și toate episoadele Make It Work, vrem să vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Spor la treabă! Servus! Make It Work. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife.